Fac de toate, pentru că am bucățica aia de grădină și ursul meu tot Te timpul ajută. vine cu găleata, cu roșii, castraveți, cu păstăi, cu tot ce avem și conservăm pentru iarnă. De ce să cumpăr chimicale din comerț când pot să le conserv? Asta e întrebarea. Există foarte multe produse pe piață și trebuie să te întreb, că trebuie să mă lămurești aici. De ce aș cumpăra un produs sau de ce aș m-aș apuca să fac eu care nu am această chestiune? Mama făcea. Mai face și acum. Are 80 plus, dar tot mai face. De ce m-aș apuca să fac eu un orice compot zacuscă când e pe raft? Unul pe care scrie, un borcan scrie pe el bio, curat. De ce m-aș apuca? Din păcate, nu există siguranța bio. Am să-ți spun un lucru de foarte mult bun simț. Nu Te rog. există nimic bio. E o minciună. Din cauza că la noi și apa e poluată, și aerul este poluat. Aerul pe care îl respirăm. Doar să stai undeva într-un vârf de munte, să nu vină ploaie toxică. Ploile când vin toxice ard tot în grădine acum. Și vorbești din experiență. Exact. Deci noi ne-am încăpățânat în primii ani să facem agricultură bio. S-a dus tot din grădină. Serios? Da, adică sunt tot felul de paianjen, tot felul de fier, tot felul de boli. Deci, obligat, planta trebuie stropită cu ceva chimic la început. Dar există niște cantități de pesticide care se pun la început, fungicide, aceste substanțe, niște cantități foarte mici și minerale care ajută planta.                                                                                                                                                због                због           △               װ          װ││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